moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Și mănânc eu în Irlanda. Eu sufăr la capitolul gastronomiei, de atât că eu tot timpul am fost alentată, eu tot timpul am mâncat mâncare gustoasă de la mama mea, care este bucătar de profesie, dar eu aici din nevoie am început să fac mâncare și să învăț cum se face zamă, borș, de cărți, de site-uri, de pe internet, bloguri, sau sun pe mama pe Skype și îmi spune cum se face. Bineînțeles că mâncarea nu are același gust. Și abia aștept să-mi iau o mică vacanță și să mă duc în Moldova să mănânc tot felul de gustoșenii. Dar noi avem aici un mic secret. Atunci când îți faci tare poftă de bombani dorine sau de roșii bârșe serți sau de alte gustoșenii care se găsesc numai în Moldova, noi avem o soluție. Asta e magazinul Moldova, care este întreținut de tot o familie de moldoveni. Și trebuie să se peleacă o leacă mai adânc în buzunar și scoți mai mulți bani. De exemplu, bombanile Doremi costă vreo 4,50 € și roșiile spre 3,50 €, dar nu se compară gust. Noi abia așteptăm fructele de sezon. Nu știu, mă duc să cumpăr struguri, harbus, măsatăr. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.